ziua de astăzi, să o petrec alături de colegii mei din structurile Ministerului Afacerilor Interne, în special din Poliția Română. Așa, printre deplasările de astăzi, în prima parte a zilei am fost la Institutul Național de Criminalistică a Poliției Române. Am ajuns la Ploiești, tocmai pentru că astăzi vom adopta o nouă hotărâre a Comitetului Național pentru Stații de Urgență cu reglementări în ceea ce privește măsurile de protecție sanitară și pentru noi este foarte important cum ne organizăm în toate județele, dar mai cu seamă aici la Prahova pentru tot ce înseamnă Valea Prahovei, cu stațiunile montane de pe Valea Prahovei. Am discutat și despre nevoile Poliției Române de la Inspectorul Județean de Poliție Prahova, Jandarmeria Română, Inspectorul General pentru Stații de Urgență ISU Prahova, a fost aici prezent și Comandantul Jandarmeriei Montane. Este un organizatorice pentru că este foarte important să reușim împreună cu autoritățile locale. Domnul președinte Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean, a fost prezent, domnul prefect, domnul viceprefect, împreună să trecem peste această perioadă, cred eu, foarte dificilă, dar în același timp la îndemâna noastră, și anume respectarea măsurilor de protecție sanitară, imunizarea populației, o mai bună organizare în locurile unde românii își vor petrece sărbătorile de Paște, vine și vacanța copiilor de o lună de zile. Toate acestea m-au detinat să fiu astăzi aici la Ploiești. Mulțumesc! Vă mulțumim!